centru de expunere statică. Onorată asistență, privitor respectuos pe domnul George Schircaru, primarul municipiului Brașov, să rostească alocuțiunea dumneavoastră la ceremonia de bun venit a militarilor americani. Suntem onorați că astăzi, după acțiunile din comunitățile locale din Ploiești și Sinaia, în cadrul activității Marșului Cavaleriei, Brașovul să găzduiască această ceremonie de bun venit a militarilor americani din escadronul 2 al regimentului 2 Cavalerie Statele Unite ale Americii. Doresc să știți că și comunitatea brașoveană este acordată la tot ceea ce se întâmplă din perspectiva geopolitică în proximitatea României și prețuiește eforturile Alianței Nord-Atlantice și în special ale Statelor Unite ale Americii de a da un semnal firesc de solidaritate și putere factorilor de instabilitate regională și că alianța la care și România este parte caută cele mai bune soluții de asigurare a stabilității în regiune. Minister Dușa, Lieutenant General Șucă, Sergei Thompson. Vă mulțumesc frumos pentru participarea dumneavoastră la ceremonia de astăzi în orașul Brașov. Ceremonia de bun venit e o altă dovadă a legăturii solide dintre comunitățile din România, Forțele Armate Române și Statele Unite ale Americii. As 2nd Squadron, 2nd Cavalry Regiment, Regimentul Cavalerie 2, Escadron 2, va începe ultima fază a exercițiilor militare în România. Ceremonia de astăzi, în Brașov, este dovada continuă a angajamentului în consolidarea aliației NATO. Suntem bucuroși să ne instruim și să consolidăm relațiile cu Batalionul 21, Vânătorii de Munte, Brigada 2 Munte și cetățenii orașului Brașov. Sunteți deopotrivă gazdele militarilor din Statele Unite și gazdele militarilor români. Militari care de ani de zile luptă umăr la umăr în Afganistan, se pregătesc umăr la umăr pe teritoriul național în România sau participă la exerciții de pregătire în alte state ale NATO sau ale Uniunii Europene. Am comentat la Târgu Mureș rezultate unui sondaj de opinie, care arăta că una din cele mai mari temere ale românilor este cea legată de un eventual conflict în care să fie angrenată țara noastră. Răspunsul meu la această întrebare a fost prompt. Orice om s-ar teme de un asemenea scenariu, de aceea este de înțeles o asemenea atitudine. Dar am adăugat faptul că statul român, armata română, NATO și Uniunea Europeană au luat măsură necesare pentru asigurarea securității în această zonă. Suntem astăzi cu domnul Thompson în prezența Brașov pentru a se putea încă o dată importanța măsurilor luate la summitul în țara Daimler, măsuri care vizează reasigurarea partii estică a NATO și a Uniunii Europeană.